Alo? Altceva ce ne aparține. Fă bine și returnează. Ceva care vă aparține? Nu înțeleg. Alo? 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 Am venit după marfă. Ce marfă? Nu știu despre ce vorbiți. Eu cred că știți. Nu știu, nu înțeleg despre ce marfă vorbiți. Ar fi mai bine să colaborați. Nu vrea nimeni complicații, da? Dar să știți că eu n-am vrut să întâmple. M-am luat cu munca, m-am luat cu serviciu și eu vreau să o înapoiez, dar nu știu, n-am mai avut timp. Vă rog, mă scuzați. E, pe dracu, n-ai avut timp. Ai crezut că se uită datoria aia? Ai crezut că proasta n-are memorie și gata, te faci cu rochii. Hai! Dă-i drumul după aia. Uitați, am adus. Asta este rochia. Asta e rochia. Da, asta e rochia. Bă, tu crezi că nu suntem proști? Dar tu ne crezi tâmpiți? Bă, în primul rând, nu e o rochie vaporoasă. Textura la superficială, creola nu e bună. Plus că unde e finitatea din material? Ca să nu mai zic de... Bă, ce imprimeu ăsta? Ăsta e imprimeu floral, ăsta e buruienos, e grădina botanică nesăpată, se răsucește botezat un solar dacă îl vede așa ceva. Vă înșelați, dar chiar asta este rochia, adică nu știu care să vă dau. Asta e rochia, mă? Da, bă, asta e rochia? Da. Păi dacă e rochia, vreau să văd și eu volonașul din mătase. Unde e volonașul? Vreau să văd volonașul de mătase, că altfel... Stai breteaua, ți-o fac franjuri, nu ne jucăm aici, franjuri ți-o fac! Să fac găurele, franjuri. Nu, vă rog, hai. Hai, breteluța, vreau să... Acum, aia alaltă, hai. Nu, vă rog, nu tăiați breteaua. Haideți că mă duc să o caut acum. Așteptăm. Hai. Nu mult. Tați, asta e rochia. Ia. Da. Bumbac organic. Culoarea s-a păstrat la fel de vie. Da. Asta e. Băi, șef. Dar până la urmă, ce atâta agitație, bă, pentru o rochie? Că suntem și noi, parcă nu suntem normali. Ce atâta bătaie de cap pentru o rochie, mă? Pentru o rochie, mă? Dar tu crezi că asta e orice rochie, mă? Bă, asta e de la Lizet, bă. Produs în România, calitate superioară, preț accesibil, bă! Dacă mai aud întrebările astea tâmpite, vezi tu ce bătaie de cap îți iei cu mine. Ai înțeles? Gata, bosule. Cum adică orice rochie? Uite ce site au băieții ăștia, uite, la Lizet. Ia uite, vezi? Bă, faci crimă pentru rochie de asta, mă? Eu fac crimă, domn, și pentru șlag, bosule. Hai, dă-i rochia și hai. Hai. Și să-i ziceți șefii dumneavoastră că îmi pare rău. Bă, noi nu avem șeful. Noi lucrăm individual. Noi doar ne luăm procent din ce recuperăm, ai înțeles? N-am mamă, n-am tată. De atunci vă zic vouă, nu mi se pare corect să dau înapoi o rochie când eu ei am dat anul trecut niște pantaloni. Și nici până acum, nici până în momentul de față, nu mi-au dat înapoi. Ah, tot de la Lizet? Da, bineînțeles, da, de la Lizet. Ia uite. Ce? N-ai nevoie de cineva să recupereze? Mm.